să vă întrebați de ce e poluat aerul din București. Iată și din cauza asta. Și autoritățile zic că nu știu unde și ce arde. Iată de exemplu aici, în Valea Oltului, lângă benzinărie. Cineva arde gunoi în curte. Valea Cricovului se numește strada. Cam irresponsabil. Gardul e înalt, nu se vede mare lucru, dar eu cred că poliția ar putea să intre. Arde acolo în spate. În spatele casei. La noi? Da. Iese fum. Omul se preface că nu știe. Nu cred că nu știe. Arde frunzele, ca la țară, în București, în drumul taberei. Bravo, domne! Crezi că dacă ți-ai făcut așa, așa gard, poți să faci ce vrei după gard, da? Arde frunze, a? 2, 1, 4, arde frunze. 4, 1, 0, 9, 7, nu e. O să vină poliția, acum să vă lămuriți. Dacă nu răspunde poliția locală, până 1, 2, 8, să vezi. Bună ziua! Arde cineva frunze în drumul taberei? Cineva unde? La curte? La casă? În curte, în curte, da, ce? În curte. E fum mult sau flacără? E fum mult, da. Pe ce stradă? Valea Danului, drumul Valea Danului, sector 6. Ce număr? Cred că e colț cu Valea Cricovului. Nu știu exact, că nu-i clar de pe colț care e. Poate fi Valea Cricovului 2. Am înțeles. Cum vorbiți dumneavoastră, vă rog? Numele? Cum vorbiți dumneavoastră? Brega. Oleg Brega. Brega, da? Da. O clipă, domnule Brega, aveți legătura la pompier, rămâne să vorbiți. Bine. Să așteptați la aștept. Bună ziua! Pe drumul Valea Cricovului, probabil numărul 2, în curte, arde cineva frunze, nu știu ce, deșeuri, iese o grămadă de fum. Este lângă foc cineva sau le-a dat foc și a plecat de acolo, e pericol de extindere? Păi nu, chiar dacă există cineva, poluează. Am înțeles. Se vede fumul de la Lidl, poftim? Domnule, da. Domnule, eu sunt de la pompieri. Da. Eu am sunat, dar mai bine la poliție, pentru că eu am sunat la poliția locală și nu răspunde nimeni. Am înțeles, haideți, am apelat poliția, imediat o să ne răspundă. Vă rog, da, da. Deci focul este controlat, da? Da, văd, cineva lucrează lângă el, dar iese fum, dar iese fum mult, da. Da, imediat, văd. Poliția, bună ziua. Bună ziua. Sunt în drumul taberei, pe Valea Cricovului, numărul 2. Cineva face foc în curtea casei, arde frunze, gunoaie, nu știu ce, dar iese foarte mult fum.
înțeles. Unde anume? Tricou cu numărul 2 aici? Da, da. Și vă deranjează fumul, să înțeleg? Normal, că poluează, nu doar că mă deranjează, știu că e ilegal. Mulțumesc, am imagini video, dacă aveți nevoie, am imagini video. Dumneavoastră unde locuiți? Eu locuiesc aici, am venit la Lidl și am văzut stâlp de fum. Locuiesc aproape. Chiar dacă rămân, îmi se termină bateria la telefon și nu știu dacă o să mă poată găsi. Dar am imagini video, pot fi contactat după asta să aduc probe. Bine. Nu știu dacă e necesar aici, că trebuie oricum să intre în curtea omului. Posibil, dar nu întotdeauna pot să stau să aștept polițiști. Ia aștept, bine. Poliția a venit, dar se uită dintr-o parte. Nu încercați să intrați? Ce să vă spun? Bună ziua! Bună! Secția 26, poliția Gembe și Parusu, agent Ciucă. Dumneavoastră a sunt o sezare, da? Da. Poți să ne vezi și nouă un document de identitate, dacă se poate. Vă spun numele, pentru ce vă trebuie document de identitate? Ați făcut o sesizare da. La 112. Da. Și trebuie să aveți și noi identificată persoanei care a sunat la 112. Ok. Trebuie să reclamați asta. Aici, în spatele casei, astea arde și acum ceva. Vin de la Lidl și se vede stâlp de fum. Alo? Bună! Vă ascult, dar acum s-a ocupat. Sunați-mi, vă rog, peste o oră. La revedere! Poliția! Sau deșeuri, sau frunze, ceva, vegetație arde. Încercați să mă ițesc peste gard, dar e foarte înalt. Se vede că e aici, sub copacul ăsta, cumva, focarul. Și-au zis că vin și copierii? Nu, le-am zis că pare focul controlat, adică pentru ce se vină. Domnule, să nu se deranjeze. Identitate? Gata, am văzut. Ciucă, e de la casa asta, din partea asta. E de la o casă. Nu e de la casa asta? Nu, nu. E alt gard? E alt gard. A ieșit cineva la balcon și i-am zis că arde în spatele casei, dar probabil o fi văzut că nu-i la ei. Poliția caută și nu găsește cum să intre la el. Gospodarul își termină treaba. Până la urmă, poliția prin vecini a stabilit contact cu el și se duce să-l pedepsească, probabil, să-i aplice o amendă sau o avertizare. Eu zic să faceți toți așa, sau cât mai mulți așa, să descurajăm pe cei născuți la țară să facă precum la țară, dar nici la țară nu-i voie, că poluarea e fără granițe.